Le spuneai ce vrei să faci, dar ei nu te ascultau deloc. Dar tu mergeai înainte și n-ascultai de cuvinte, că știai că o să-i faci să te țină minte. Vrei să fii președinte, vedetă sau doctor? Vrei să fii la înălțime, tu în fața tuturor? Ia-ți hainele și pleacă în lume, demonstrează la lume că tu nu ești genul să-ți ardă de glume. Arată-le la toți ce poți, ce știi, ce faci. Chiar nu te-ai săturat să stai să-nturi. Coadă la intrare în București, autostradă. V-am nu stăm chiar la intrare, pentru că nu am filmat de la început. Imediat vă spun și la ce kilometru suntem. Uitați, este ieșirea către Bolintin, Bolintin Deal, pe dreapta. Vedeți? Bolintin Deal. Mulți kilometri, foarte mulți. Este duminică seara, ora 8. Da. Cam așa stă treaba. București. Așa stă treaba pe autostradă, pe A1. Nasol, ce să zic. Și mai ține foarte mulți kilometri coada. O să opresc pentru că mai am baterie. A zis că ne-am dat seama că am camera și camera are baterie full. Peste încă 5 minute. Ia uitați ce se întâmplă. Bă, de ce se vede așa prost? Am apăsat eu pe ceva. Așa, auto. Eșec. Deci parbrizul meu murdar. Și pe cameră se vede tot. Da, deci oamenii stau în coloană 10 de kilometri ca să intre în București. Din fericire, drumul către Pitești, benzile către Pitești sunt foarte libere. Ce coadă e și pe Dealul Negru. Suntem la câțiva kilometri de Pitești, tocmai am trecut de Pitești și uitați ce coadă este. Cred că am trecut de vreo 15 km de Pitești. Mergem spre Vâlcea. Bine că am venit de la București și tot weekendul ăsta în București chiar am înnebunit. Și weekendul este mai liber. Nu vreau să-mi imaginez cum este să te mergi cu mașina în București în timpul săptămânii. Cred că este groaznic. Am făcut în București pe 650 de metri, mi-a arătat GPS-ul 8 minute. Pe 650 de metri. Groaznic, groaznic, groaznic. Când o iau la vale, mă duc tare de tot. Da, uitați, da, scuta coada. Extraordinar de mare. Ia uite și pe ăsta cu ușa deschis. Închide-vă ușa, frate. Mamă, deci pe 10 de kilometri. 10. Am mers, cred că 2-3 km, dar mai e. Hai că închid și eu camera, că s-a obosit, e noapte, e periculos. Vă salut. Eu sunt Otto, fraților, lăsați-mi un comentariu absolut ce vreți voi. Dați un like la acest clip sau un dislike dacă nu v-a plăcut. Dați și un share pe Facebook. Abonați-vă la canalul Miere TVO pentru că voi scoate foarte multe clipuri. La revedere, seară bună!
Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.